Întreaga viață și lucrarea lui Iisus constituie un covârșitor argument pentru faptul că trebuie să ascultăm de cuvintele Lui. Da, pagina după pagină, Evangheliile Noului Testament înfățișează motive care să ne facă să oprim orice altă sursă și să-L ascultăm pe Iisus. Iată câteva dintre acele motive și de ce atât de mulți nu pleacă urechea la ele. Lucrarea lui Iisus a fost atât de uimitoare și de înfricoșătoare, încât adversarii lui au vrut să-l dea la o parte. Așa că fariseii au trimis niște aprozi să-l prindă, este relatat în Evanghelia după Ioan. Dar spre groaza lor, aprozii s-au întors cu mâinile goale. Nu din cauza că Iisus a avut gărzi de corp de nădejde, ci din cauza că învățătura lui era extrem de surprinzătoare. Aprozii s-au întors deci la preoții cei mai de seamă și la farisei și aceștia le-au zis: de ce nu l-ați adus? Aprozii au răspuns: niciodată n-a vorbit vreun om ca omul acesta. Când l-au ascultat pe Iisus, nu au mai putut continua misiunea lor de a-l aresta. Când Iisus și-a sfârșit faimoasa predică de pe munte, noroadele au rămas uimite de învățătura lui, căci el îi învăța ca unul care avea putere, nu cum îi învățau cărturarii lor, este relatat în Evanghelia după Matei. Dar această autoritate nu s-a datorat unei trăsături de personalitate ori unor tehnici de pedagogie. Motivul este mult mai profund. Cuvintele lui au autoritate și putere, afirmă Iisus, din cauza că sunt cuvintele lui Dumnezeu. Eu n-am vorbit de la mine însumi, ci Tatăl care m-a trimis. El însuși mi-a poruncit ce trebuie să spun și cum trebuie să vorbesc. De aceea, lucrurile pe care le spun așa cum mi le-a spus Tatăl. Cuvântul pe care l-au auziți nu este al meu, ci al Tatălui care m-a trimis. Dar Domnul Iisus ne repetă aceeași idee de mai multe ori. Cuvintele lui Iisus au autoritate din cauza că atunci când El vorbește, Dumnezeu însuși vorbește. Iisus vorbește de la Dumnezeu, Tatăl, și în calitate de Dumnezeu Fiul. Dar autoritatea cuvintelor lui Iisus nu se referă doar la puterea de convingere a adevărului revelat de Dumnezeu. Există și o altă dimensiune. Are totodată forța să înfrângă puterile supranaturale. Dar când Iisus a întâlnit un om posedat de demon, l-a mustrat și a spus: taci și ieși afară din omul acesta. Când demonul l-a scuturat și a ieșit, mulțimea s-a mirat și a zis: ce este aceasta? O învățătură nouă. El poruncește ca un stăpân chiar și duhurilor necurate și ele îl ascultă. Dar aceeași putere a lui Iisus a vindecat lepra, surzenia și orbirea. Și cel mai remarcabil lucru este că printr-un singur cuvânt, Iisus a înviat de 3 ori morții. Fetițo, scoală-te, îți zic. Tinerelule, scoală-te, îți spun. Lazare, vino afară. Așadar, cuvintele lui Iisus sunt viață, nu doar într-un singur mod. Ele pot susține viața fizică și pot restaura viața fizică, dar și mai important este faptul că ele sunt calea indispensabilă către viața veșnică. Este un lucru minunat să fii înviat dintre cei morți, dar nu și dacă vei merge apoi să pieri în iad. Cel mai prețios lucru cu privire la cuvintele lui Iisus și cel mai important motiv să-L ascultăm este faptul că cuvintele Lui duc la viață veșnică. Odată, după ce Iisus i-a învățat unele lucruri dificile, mulți din ucenicii Lui s-au întors înapoi și nu mai umblau cu El. Așa că Iisus a zis celor 12 ucenici pe care i-a ales: voi nu vreți să vă duceți? Și atunci Petru a răspuns: Doamne, la cine să ne ducem? Tu ai cuvintele vieții veșnice. Nu a fost doar un simplu entuziasm față de un învățător dinamic. Iisus a confirmat raționamentul lui Petru. Duhul este acela care dă viață. Carnea nu folosește la nimic. Cuvintele pe care vi le-am spus eu sunt duh și viață. Vedem scris aceste lucruri în Evanghelia după Ioan. Iisus era de acord. El vorbește cuvintele vieții. Oricine vrea viață veșnică ar trebui să asculte cuvintele lui Iisus. Cum dau viață veșnică cuvintele lui Iisus? Vedem că viața veșnică vine prin credința în Iisus și ne este afirmat lucrul acesta în Evanghelia după Ioan. Voia Tatălui meu este ca oricine va vedea pe Fiul și crede în El să aibă viață veșnică. Motivul pentru care cuvintele lui Iisus duc la viață veșnică este acela că ele trezesc această credință. Credința în Iisus nu vine prin mișcarea unei baghete magice.
ea vine prin ascultarea cuvântului lui Dumnezeu, prin Isus. Una dintre cele mai importante pilde ale lui Isus a fost cea despre semănarea seminței în patru soluri diferite. Sămânța reprezintă cuvântul. Și primul sol este calea bătătorită, unde sămânța cade și păsările o fură. Iar Isus explică acest lucru astfel. Cei închipuiți în sămânța căzută lângă drum sunt cei ce aud. Apoi vine diavolul și ia cuvântul din inima lor, ca nu cumva să creadă și să fie mântuiți. Da? Asta înseamnă că Isus consideră că propriul său cuvânt este cheia credinței și a mântuirii. Dacă ne este luat cuvântul, nu poate exista credință în Isus. Și dacă nu există credință în Isus, nu poate exista mântuire, nu poate exista viață veșnică. Întâi vine ascultarea cuvântului lui Isus, apoi vine credința în Isus, apoi vine viața veșnică. Cine ascultă cuvintele mele și crede în Cel ce m-a trimis, are viață veșnică. Motivul pentru care cuvintele lui Isus trezesc credința în El este faptul că ele revelează cine este El cu adevărat și ce face El pentru a obține viața veșnică pentru noi. Da, noi vedem gloria lui Isus și a tot suficiența lucrării sale prin cuvântul Său. Dar nu toată lumea o face. Unii aud cuvintele Lui, dar nu le ascultă ca fiind adevărate și obligatorii. Ei văd lucrurile despre care a vorbit El, dar nu le consideră frumoase, nici atrăgătoare. Și ni se spune în Matei, capitolul 13, de aceea le vorbesc în pilde, pentru că ei, cu toate că văd, nu văd, și cu toate că aud, nu aud, nici nu le înțeleg. De ce atât de mulți oameni nu ascultă ce spune Iisus? Iisus le-a spus celor mai îndârjiți adversari ai Lui, voi căutați să mă omorâți deoarece cuvântul meu nu găsește loc în voi. Iată o afirmație frapantă, cuvântul meu nu pătrunde, nu găsește loc în voi. Da? Mințele și inimile lor sunt astfel formate sau umplute încât atunci când El vorbește, ceea ce spune nu se va potrivi cu ceea ce este în inima lor. Acest lucru pare să sugereze că există o anumită disponibilitate pentru cuvintele lui Iisus, care survine înainte de auzirea cuvântului Său și care ne dă putere să-L ascultăm. Aceasta este, de fapt, ceea ce ne învață Iisus. Când Iisus a fost judecat la sfârșitul vieții sale, Pilat l-a constrâns să mărturisească că a pretins că este împăratul evreilor. Iisus i-a răspuns astfel, eu pentru aceasta m-am născut și am venit în lume, să mărturisesc despre adevăr. Iisus a venit să spună adevărul. Cuvintele Lui sunt adevărul. Dar Pilat i-a răspuns cinic, ce este adevărul? Cu alte cuvinte, nu exista niciun loc în Pilat pentru cuvintele Lui Iisus. Dar acesta nu l-a surprins pe Iisus. Nici nu a însemnat că Pilat a zădărnicit planul Lui Dumnezeu. Iisus a avut cuvântul final și decisiv despre Pilat. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Iată o altă afirmație izbitoare. Nu doar cuvântul meu nu găsește loc în voi, ci și un adevăr mai remarcabil. Oricine este din adevăr, ascultă glasul meu. Pe de o parte, sunt oameni ale căror inimi și minți nu au loc pentru vocea lui Iisus. Și, pe de altă parte, există oameni care sunt din adevăr. Ei îl ascultă pe Iisus. Ei au loc pentru cuvântul Lui. Există, putem spune, o disponibilitate care are forma adevărului de a asculta vocea lui Iisus. Iisus descrie aceste două feluri de ascultători cu alte două expresii. Dacă ei nu ascultă, nu sunt din Dumnezeu. Și dacă ascultă, sunt oile Lui. Cei care nu ascultă sunt înfățișați astfel. Cine este din Dumnezeu, ascultă cuvintele Lui Dumnezeu. Voi de aceea ascultați, pentru că nu sunteți din Dumnezeu. Acum avem trei descrieri ale celor ce nu ascultă. Ei nu au niciun loc pentru cuvântul lui Iisus, ei nu sunt din adevăr și ei nu sunt din Dumnezeu. Aceasta este o descoperire care îndeamnă la seriozitate. Înseamnă că starea noastră de păcătoși căzuți ne face incapabili să ascultăm adevărul, mai ales așa cum vine El de la Iisus. Dar noi nu suntem neutri, asemenea unui indicator de metronom, în echilibru perfect între adevăr și eroare, așteptând din parțial să fim purtați într-o parte sau în alta. Nu, ci suntem puternic purtați înspre egoism și înspre toate erorile care îl sprijină.
Când vorbește Iisus, dacă Dumnezeu nu acționează ca să ne dea urechi de auzit și ochi de văzut, nu va exista niciun loc în noi pentru cuvintele lui Iisus. Acest lucru explică de ce Iisus a spus: în ceasul acela, Iisus a bucurat în Duhul Sfânt și a zis: Tată, Doamne al cerului și al pământului, te laud pentru că ai ascuns aceste lucruri de cei înțelepți și pricepuți și le-ai descoperit pruncilor. Da, Tată, fiindcă așa ai găsit cu cale tu. Toate lucrurile mi-au fost date în mâini de Tatăl meu și nimeni nu știe cine este Fiul afară de Tatăl, nici cine este Tatăl afară de Fiul și acela căruia vrea Fiul să îi descopere. După ce a spus aceste lucruri, el s-a întors înspre ucenicii lui și a zis: ferice de ochii care văd lucrurile pe care le vedeți voi. Cu adevărat binecuvântați! Binecuvântați de Dumnezeu! Această vedere este lucrarea lui Dumnezeu. Doar Dumnezeu ne poate da ochi de văzut și urechi de auzit. Iată de ce spune Iisus că cei care nu ascultă cuvintele Lui nu sunt din Dumnezeu. Aceasta este binecuvântarea de care avem nevoie disperată. Binecuvântarea că Dumnezeu face în inimile noastre un loc pentru adevăr. În final, Iisus se referă la cei ce au loc în inimile lor pentru adevăr, ca la oile Lui. Oile mele ascultă glasul meu. Eu le cunosc și ele vin după mine. Așadar, putem ști că suntem oile Lui dacă ascultăm glasul Lui. Știm că suntem oile Lui dacă există un loc care are forma adevărului în inimile noastre și dacă primim ceea ce ne spune El. De aceea, vă îndemn ca din partea lui Iisus să ascultați cuvântul Său. Fiți ca Maria și stați la picioarele Lui. Nu întoarceți spatele poruncii Tatălui lui Iisus dată pe muntele schimbării la față. Acesta este Fiul meu prea iubit în care îmi găsesc plăcerea mea. De El să ascultați. Nu pierdeți fascinația plină de îndurare din cuvintele Lui. Cerul și pământul vor trece, dar cuvintele mele nu vor trece. Nu vă urâți pe voi înși vă, respingându-L pe Cel ce a zis. V-am spus aceste lucruri pentru ca bucuria voastră să fie deplină. Ascultați-L pe Iisus. Acesta este adevărul pur și simplu.